găsit, dragi prieteni! Suntem la ediția nouă a seriei de webinari organizate de Centrul de Studii al Fundației Dacica, de data aceasta cu o temă despre Sarmizegetuza Regia. Eu sunt Aurora Pețan, gazda acestei serii și întâmplător de data aceasta și vorbitor. Am ales o temă complexă, amplă, pe care m-a străduit să o simplific pentru că am considerat-o foarte importantă, interesantă, captivantă. Am făcut așa un fel de rezumat al unui foarte amplu subiect și anume aventura descoperirii ruinelor Sarmizegetuzei Regia în secolul al XIX-lea. Poate părea un subiect arid și neinteresant pentru unii, am și primit astfel de reacții, că este vorba totuși de un istoric al cercetărilor în secolul al XIX-lea la Sarmizegetuza Regia. Țin să vă spun că nu este așa, este mult mai interesant decât pare la prima vedere, ca dovadă pe mine m-a ținut captivată 8 ani, așa, timp în care am adunat tot ce am putut despre acest subiect și am reunit toate informațiile într-un volum. O să îmi cer scuze că încep așa cu un pic de publicitate. O să pornesc slide-urile. Așadar, tema, știți, este Sarmizegetuza Regia, redescoperirea cetății, care în același timp este titlul cărții pe care am publicat-o în 2018, un prim volum dintr-o serie pe care mi-o doresc așa de vreo 3 volume despre Sarmizegetuza Regia. Cei care nu ați aflat încă de această carte și sunteți interesați, o găsiți pe site-ul editurii Dacica, www.editura-dacica.ro. Spuneam că subiectul pare la prima vedere arid, o poveste de secol XIX cu niște aventurieri care au descoperit niște ruine în munți. Nu este doar un istoric al cercetărilor, este mult mai mult decât atât și am să vă plictisesc un singur slide. Promit că este cel mai plictisitor slide din prezentare, celelalte vor fi mult mai interesante. Și anume, ceea ce am făcut în acest volum a fost o investigație, să-i spun așa, într-un domeniu care se numește arheologia arhivelor sau un subdomeniu, ca să spun așa, pentru că domeniul mare se numește arheologiile alibi. Știți foarte bine ce înseamnă alibi, este un cuvânt latinesc, înseamnă în altă parte, ceva ce se întâmplă în alt loc, în altă parte, adică în alt loc decât pe teren, în situl arheologic propriu-zis. Există arheologii ale arhivelor, ale bibliotecilor, arheologii care se desfășoară, practici arheologice, să le zic așa, care se desfășoară în depozite, colecții, muzee și așa mai departe. De ce este importantă această ramură despre care se vorbește foarte puțin și despre care probabil cei mai mulți n-ați auzit, este o direcție nouă în cercetare arheologică, este importantă pentru recuperarea de informații în cazul siturilor care au un istoric lung de cercetare, săpături, intervenții, restaurări și așa mai departe, pentru că aceste situri suferă transformări. Este și cazul Sarmizegetuzei Regia, care a suferit foarte multe transformări în ultimele două decenii de când a fost ruinele descoperite. Și pe parcursul acestor transformări sau din pricina acestor transformări s-au pierdut informații extrem de prețioase. Unele dintre informații au fost salvate în aceste documente vechi, care au rămas însă multă vreme necunoscute atât arheologilor cât și publicului.
Am lămurit, sper așa, în câteva cuvinte și nu v-am plictisit prea tare de ce am considerat important acest demers, nu ca o inventariere de nume și de întâmplări de secol XIX, ci ca un demers de recuperare de informații despre Sarmizegetusa Regia, despre care oricum nu știm, din păcate, foarte multe, pentru că s-a publicat puțin. Deci, cu atât mai mult, recuperarea de informații din perioadele mai vechi este, zic eu, binevenită și importantă. Am făcut un scurt rezumat aici, nici măcar nu rezumat, o listă de teme, capitole pe care, prin care o să trec destul de repede. Detaliile, pentru cei curioși, le găsiți în volumul despre care vă spuneam. Evident că totul a început de la aur. Aurul este un leitmotiv în istoria Sarmizegetuzei. Aurul este cel care a prins spiritele diverse epoci în perioada romanilor și în secolul al XVIII-lea și al XIX-lea și după 1990, și nici astăzi nu s-a stins încă această patimă pentru aurul Sarmizegetuzei. Deci voi spune doar câteva cuvinte despre goana după aur care a dus la descoperirea ruinelor. Foarte pe scurt, cine au fost aventurierii care au îndrăznit și și-au pus resursele și eforturile la bătaie ca să ajungă la aceste ruine care erau extrem de greu de atins în secolul al XVIII-lea, XIX-lea, care sunt documentele pe care le-au lăsat în urma lor și ce s-a întâmplat cu ele până astăzi, de nu prea am auzit de ele. Două capitole foarte interesante, importante, cele mai interesante, ce anume au descoperit ei în secolul al XIX-lea, lucruri pe care noi astăzi nu le mai vedem, pentru că au dispărut între timp din sit. Și câteva cuvinte în final despre această mare aventură care se înscrie în aventurile vremii ale secolelor XVIII-lea și mai ales al XIX-lea de descoperire de mari situri arheologice. Niște capitole, subiecte destul de puțin cunoscute la noi, care nu au stârnit prea mult interes până de curând. Despre aurul Sarmizegetuzei știți cu siguranță foarte multe. Poveștile legate de tezaurele care s-au descoperit în preajma ruinelor sunt mult mai bine cunoscute decât celelalte aspecte pe care le voi discuta în curând, așa că nu voi insista asupra lor. Aveți aici un citat din anul 1575, ca să vedeți că ruinele erau cunoscute, se știa de existența lor cât de foarte timpuriu, însă știrile despre aceste ruine se intensifică pe la sfârșitul secolului al XVIII-lea, într-un context foarte bine, cum să spun, conturat, definit. Era o perioadă în care Imperiul Habsburgic investea masiv în Transilvania, în dezvoltarea metalurgiei fierului și se căutau, se prospectau resurse de fier. Transilvania și se începuse exploatarea masivă a pădurilor de fag pentru producția de cărbune. Ce se întâmplă în Valea Grădiștii până la acea vreme, da, sfârșitul secolului al XVIII-lea, nu prea știm. Probabil că existau după, să ne întoarcem puțin în urmă în timp la cucerirea Sarmizegetuzei. Știm că după cucerire a rămas o mică garnizoană romană pe ruinele cetății timp de câțiva ani, după care nu mai avem știri până la 1770 despre zona aceea. În afară de aceste câteva informații care circulau de la depărtare. Zona a fost evacuată din câte știm de romani,
dacii nu au avut voie să se apropie cel puțin o vreme de vechea lor capitală, însă foarte probabil în Evul Mediu au existat cătune, mici așezări cu caracter pastoral în zonele mai înalte. Nu este în niciun caz vorba de o locuire densă sau de așezări compacte, ci de câteva case aici și acolo risipite pe dealuri. Așa se face că la vremea la care autoritățile din Transilvania încep exploatarea pădurilor în zona Grădiștii, exista deja o Grădiște veche și ca urmare colonia înființată de autorități se numește Grădiștea Nouă. Și avem aici o bucățică din prima ridicare topografică iosefină. Eu am redesenat un pic datele ca să le vedeți mai bine. Deci suntem undeva în intervalul 1769-1773, când la Grădiștea de Munte deja avem, la vremea aceea Grădiștea Nouă se numea, avem un gater, avem moară, avem o fierărie acționată cu ciocan care era acționat de forța apei. Existau și ceva resurse de fier nu foarte bogate în zonă, dar probabil că au fost exploatate de autorități. Exista și un magazin, cu siguranță niște stâne în zona Muncel Godeanu, deci zona era destul de animată. Aceasta este perioada, momentul cheie, când încep să apară cele mai mari tezaure de monede de aur în zona ruinelor. Fie că este vorba de muncitorii care lucrau la exploatarea pădurilor, fie că e vorba de localnicii din Grădiștea Veche, cert este că acum aflăm despre marile tezaure. Posibil să fi existat, să se fi descoperit tezaure la fel de importante și înainte, dar nu avem noi informații. Ce se întâmplă în această perioadă? Sigur că cei care descoperă monedele de aur se și laudă cu ele, unii și predau tezaurile pe care le descoperă pentru că legea le îngăduia să obțină o treime din valoarea lor și așa află autoritățile despre banii de aur care ies din pământurile imperiale la vremea aceea, în preajma ruinelor de la Grădiștea Muncelului. Tezaure mai ieșiseră și pe dealurile din apropiere, ba scurmate de porci păziți de niște copii, ba la rădăcinile copacilor smuși de furtună. Informațiile circulă cu frenezie, în special între preoți, pentru că erau deținătorii celor mai importante date, informații despre zonă. Și zona începe să fie, să se transforme într-un Eldorado, adică din toate satele învecinate încep să vină căutătorii dornici să găsească măcar un bănuț de aur. În acest context, autoritățile trimit o persoană care să investigheze și să interogheze pe acești descoperitori cu privire la locurile din care au ieșit aceste tezaure. Este vorba de procuratorul fiscal Paul Török, care în 1803 vine la Grădiștea Muncelului și condus de localnicii care descoperiseră tezaure, ajunge în sit. Este prima relatare, repet, 1803, despre aceste ruine, consemnată într-un document oficial, dacă lăsăm deoparte interogatoriile acestor țărani, care și ele conțin informații prețioase. Török este absolut șocat când ajunge la ruinele de la Grădiștea Muncelului. Nu-i vine să creadă că vede asemenea minunăție. O să las la sfârșitul prezentării și un citat din raportul lui. Ruinele impresionante acoperite de păduri seculare în care nu intrase niciodată, până la vremea aceea nu intrase toporul. Și
insistă în urma acestui raport să se pornească cercetări serioase în acel loc. Autoritățile sunt interesate, în primul rând, de aurul zonei respective. Vedeți aici pionierii, am spus, cele trei mari perioade până la primul război mondial în care situl a fost cercetat. Suntem acum cu povestea la săpăturile fiscului austriac, campaniile din 1803-1804. Nu o să insist foarte mult pe numele care urmează, însă punctul întâi, cel despre care vorbesc acum, este extrem de important. Se pornesc așadar cercetări, spunem așa între ghilimele, se pornesc căutării de aur oficiale în zona ruinelor, plecând de la o premisă greșită, din fericire, a acestui procurator fiscal Paul Turok, care nu i-a crezut pe localnici când aceștia i-au spus că au găsit tezaurele pe tot felul de râpe, în locuri greu accesibile. Lui Turok nu i s-a părut plauzibil. El era convins că în ruinele acestui oraș antic trebuie să fie existat foarte mult aur, pentru că orașul trebuie să fie avut o monetărie care bătea acești bani de aur. Prin urmare, căutările de aur s-au făcut între ruine. Nu s-a găsit aur, decât foarte puțin, câteva monede, așa că nici arheologii astăzi nu găsesc aur săpând în zona zidurilor, pentru că cred că este evident pentru toată lumea în momentul în care s-a apropiat pericolul roman, dacii au ascuns tezaurele în afara cetății, în afara zonei sacre, în zone foarte greu accesibile. Dar pe măsură ce căutările de aur avansau și rapoartele care consemnau ceea ce se întâmpla acolo ajungeau la camera aulică de la Viena, câțiva învățați luminalți alături de Paul Turok, care era hunedorean, au înțeles valoarea extraordinară a acestor ruine și au ordonat ca toate descoperirile, până la cel mai mărunt ciop, să fie făcute, consemnate cu cea mai mare minuție, să se aibă grijă să nu se distrugă lucrurile care sunt descoperite, să se raporteze săptămânal tot ce se descoperă, să se descrie pe cât posibil contextul descoperirilor și așa mai departe. Și în felul acesta s-a experimentat, să spun așa, organizarea unui șantier, să-i spunem proto-arheologic, pentru că la vremea aceea arheologia încă nu se inventase ca știință, nu existau metode de cercetare, sigur că se făceau săpătorii în toată Europa și peste tot și în alte părți lume, însă la modul amatoristic. La grădiștea Muncelului au săpat mineri, pentru că s-a considerat că ei sunt cei mai potriviți pentru săpături în zona montană, însă efectivul sau totalul echipei depășea 70 de persoane. Imaginați-vă ce era acolo. De la zilieri care trebuiau să taie copaci și să curețe suprafețele, la dulgheri, la neveste care făceau de mâncare, copii care păzeau oile, care constituiau hrana celor care lucrau acolo. Săptămânal era adus și un preot din vale pentru muncitorii de pesit, erau supraveghetori, erau tot felul de personaje cu diferite atribuții. Acest mare șantier a fost la vremea lui cel mai important din Europa, în condițiile în care șantierele italiene vezuviene la 1803-1804 erau închise sau suspendate, deci la vremea respectivă, la grădiștea Muncelului, era cel mai mare șantier arheologic de stat, să zicem așa, din Europa. Informațiile despre tot ce s-a întâmplat acolo au rămas necunoscute foarte multă vreme, pentru că autoritățile au considerat un eșec.
Mă refer la birocrații austrieci, care au zis, n-am găsit aur, am cheltuit prea mult, nu mai continuăm cercetările. Au fost doar două campanii, 1803-1804. În schimb, cărturarii au considerat că este o descoperire foarte importantă, dar, din păcate, informațiile consemnate cu această ocazie nu au fost făcute publice. Până prin anii 60-70, când un specialist în paleografie de la Universitatea din Cluj a identificat aceste rapoarte în arhivele de la Viena, Budapesta, Cluj, Sibiu, și le-a transcris și le-a publicat în revista Acta Muzeii Napocensii sau Muzeului din Cluj, în limba originală, în latină, germană, maghiară. Însă, chiar și așa, aceste informații au rămas necunoscute până de curând. Nu au stârnit interesul celor care ar fi fost în măsură să le valorifice. Momentul acesta, așadar, 1803-1804, este unul crucial. Am să revin asupra acestei argumentații. Vă spun acum doar un singur lucru, și anume că la acel moment situl era practic neatins, cu excepția unor mici scormonituri făcute de țăranii care căutau aur. Cum rămăsese el la momentul cuceririi, da, în 106, așa l-au găsit cei care au ajuns în sit în 1803, evident, acoperit de vegetație și cu ruinările care au survenit pe parcursul secolelor. Însă situl a rămas neatins pentru că se afla departe de orice cale de comunicație. Infrastructura folosită în perioada regatului dacic s-a prăbușit după 106. Situl a rămas izolat în munți, în acoperit de păduri și nimeni. Foarte puține persoane au trecut pe acolo, probabil doar ciobanii cu oile din când în când. Ce au găsit austriecii, cei care au săpat acolo, vom povesti imediat, au găsit o mulțime de clădiri, picioare cu ziduri de 2 metri, despre care noi astăzi nu mai știm absolut nimic. Din acest motiv, campaniile din 1803-1804 sunt extraordinar de importante. Au urmat câteva etape în care pasionați cărturari, colecționari cu eforturi foarte mari au reușit să ajungă la ruine, pentru că un ecou al acestor demersuri ale administrației au ajuns la urechile lor. Ei au descoperit cu uimire și cu pasiune acest oraș necunoscut din munți, orașul fără nume, cum i-au spus. Au făcut desene, au făcut măsurători, au făcut o felul de presupuneri, ce-o fi acolo, cine o fi locuit. Și-au dat seama unii de foarte timpuriu că ruinele aparțin dacilor, că nu sunt nici romane, nici grecești, nici de altă natură. Iar toată această documentație aduce informații în plus față de cele ale marilor campanii din 1803-1804. În sfârșit, în 1910, vine prima delegație oficială, să spun așa, de cercetători. Deja la acea vreme, arheologia căpătase un statut de știință, chiar mai devreme, și se fac primele fotografii în 1910, o să le vedem imediat, însă cercetările sistematice vor începe abia în perioada interbelică, după primul război mondial. Și aceasta este o etapă, după 1918, care constituie o altă poveste despre care poate să vorbim cu altă ocazie. Iată câteva imagini cu documentele lăsate în urma lor de acești iscoditori ai ruinelor, dificile unele dintre ele de transcris, de citit și interpretat. Din fericire au făcut-o alții înaintea noastră.
Noi trebuie doar să valorificăm informația. Aici este un document din timpul săpăturilor, un raport care conține atașat chiar și o mică piesă de sticlă. Se află în arhivele statului la Cluj, în Apoca. Câteva planuri schițate de cei care au ajuns acolo în secolul al XIX-lea, unele mai naive, vedeți, zidul, fortificația este văzută circulară de unii, mai alungită de alții, mai pentagonală de alții. Unii au desenat mai realist chiar și terasele de pe dealul Grădiștii. Fiscul austriac a trimis un cartograf în 1804 care a desenat ruinele, care erau deschise la vremea aceea, ceea ce se vedea. S-au desenat piesele cele mai spectaculoase descoperite în acea perioadă. Pe unele probabil că le recunoașteți, vedeți aici este Marele Vas de Andezit, care acum este în zona sacră. Aici este un basorelief care astăzi se află la Muzeul din Deva în lapidariu. Panicovală, din nou cartograful austriac vine cu desene mult mai precise, conducte ceramice, piese din piatră, o foarte interesantă inscripție despre care o să vă pomenesc imediat și așa mai departe. Și iată și primele fotografii din 1910, puteți vedea cum arăta zidul, fortificații acoperite de vegetație și chiar de copaci. Aici înainte de a fi curățat, apoi după ce a fost curățat, iar aici vedeți templul mare circular. La vremea aceea avea aspectul unei movile mari, diametru de aproape 30 de metri. Nimeni n-a reușit să descifreze enigma acestei construcții. Totuși, într-un raport austriac se spune că trebuie să fi fost acolo biserică, adică un templu. Cei care au venit ulterior s-au gândit că poate fi un circ sau ce altceva, poate fi o chestie rotundă și mare. Aici sunt câteva piese, unele sunt de epocă romană, fotografiate în 1910. Și să trecem acum la marile descoperiri ale acestei perioade, pe care le-am grupat, așa cum le grupează de altfel rapoartele fiscului austriac, într-o zonă centrală, care corespunde fortificației în momentul de față, o zonă de est, adică zona sacră, ceea ce numim noi astăzi zona sacră, terasele 9-12, zona de sud, de la sud de fortificație, cu așa zisa baia romană, și o zonă de vest, în așezarea civilă, despre care n-am să pomenesc prea multe acum, pentru că nu au fost descoperiri senzaționale acolo. E important să știm că s-a săpat și acolo. Sigur că sunt și unele puncte pe care n-am reușit să le identific, pentru că nu s-au dat repere suficient de clare ca să dau seama unde anume au săpat. Trebuie să lămurim un pic ce înțelegem prin Sarmizegetusa Regia, raportat la informațiile și la informațiile din secolul al XIX-lea. Ce vedeți aici este dealul Grădiștii, cu zona sacră am pus-o ca reper. Mulți turiști, din păcate, cred că Sarmizegetusa începe la chioșcul de bilete, se termină în zona sacră. Cei care sunt mai informați știu că marele oraș antic se întindea pe tot acest deal, dealul Grădiștii. Eu cred că se întindea și pe dealurile din prejur și era mult mai mare decât credem sau credeam până acum, dar acesta este o altă poveste pe care promit că o să o dezvolt într-un alt webinar. Spre deosebire de noi, cei moderni care urcăm la Sarmizegetusa pe un drum tăiat în anii 70, iată la aici un drum modern. Acum nici nu mai e drum, este un pavaj, o zonă pietonală aici. Anticii și cei din secolul al XIX-lea care au venit pe urmele lor circulau pe creastă. Vedeți aici este acropola cetății, undeva în spate este zona sacră.
Și acesta este drumul de creastă sau de plai pe care circulau dacii. Și tot de aici, dinspre așezarea civilă de vest, au venit toți cei care au vizitat sau cercetat ruinele în secolul al XIX, în niciun caz nu din Valea Albă, care la vremea respectivă era un torent foarte supărat și nu se putea intra sub nicio formă pe acest traseu. Avem aici un plan pe care am pus, nu știu cât de bine se vede, am pus cu roșu zonele care au fost cercetate în secolul al XIX-lea, zonele cele mai importante pe care le-am putut identifica. Ele sunt mult mai multe, cu siguranță. S-a săpat la poarta de vest, la poarta de est, la poarta de sud. S-a mai secționat zidul în câteva locuri, pe latura sudică și pe latura vestică, asta la fortificație. S-a săpat terasa întâi, este o mare cruce care se vede și acum și care a fost descrisă de și de cei care au venit după 1804 la Sarmizegetuza, este crucea, i-am zis crucea austriacă. Pentru că austriecii au încercat toate metodele de abordare a sitului, au făcut un soi de experiment, și anume suprafețele întinse le-au săpat în tablă de șah, sau, cum este cazul aici, în cruce, zidurile le-au secționat, au făcut și săpături perpendicular și paralel cu zidurile, clădirile le-au abordat din mai multe puncte, au avut o mulțime de metode, unele adaptate din minerit, altele inventate de ei, au spălat pământul ca să nu le scape niciun mărunțiș, așa au și găsit câțiva bănuți de aur. Deci ce vedem aici sunt șanțuri încă vizibile la Sarmizegetuza, rămase din secolul al XIX-lea. S-a săpat în zona turnului pentagonal, în zona templului mare circular, pe terasa a noua s-a săpat un mare hambar. Aici au fost identificate canalele de piatră pe care le vedem și acum în zona sacră și zidul de susținere. Iar ce vedem cu verde, sigur, Baia Romană a fost intens cercetată, ce vedem cu verde sunt 4 sau 5 construcții, clădiri absolut inedite, despre care nu s-a știut nimic până am valorificat aceste documente, sau s-a știut foarte puțin pentru că a existat o sumară valorificare a documentelor de secol XIX, mai puțin a rapoartelor fiscului, deci cele ale pionierilor de care vă spuneam, Michael Lackner, i-ați văzut, enumerați acolo, Tegla și așa mai departe, și anume, 2 clădiri pe traseul izvorului din zona sacră, o să discutăm imediat despre ele, una la poarta de est, și 2 clădiri în zona Băii Romane. Deci avem cel puțin 5 construcții despre care până acum nu se știa nimic. Din păcate, nici informațiile acestea de secolul XIX nu sunt foarte precise și corecte. Cei care săpau nici nu știau ce săpa acolo, însă este mai mult decât nimic. Să vedem... Așadar, câteva lucruri despre fortificație. Am reluat poza de dinainte, pusă în paralel cu o poză actuală, să vedeți cât de mult a contat, cel puțin vizual, restaurările, că au fost mai multe la aceste fortificații, cele mai importante în anii 60 și cea din 1980. Aici sunt niște... O punere la oaltă a planurilor imaginate al acestei fortificații sau măsurate. Și, în fine, cel mai important punct pe traseul acestei fortificații este poarta estică, unde în 1803 s-a săpat o construcție cu ziduri de piatră sub nivelul de călcare actual, deci era
îngropată, ca să spun așa, din perspectiva actuală. Din acest motiv, în document este considerată o închisoare. Nu, pe arheologi nu-i surprinde, n-ar trebui să-i surprindă faptul că această clădire se afla atât de jos față de nivelul actual, pentru că și zidurile pe care le vedeți în această fotografie, recunoașteți aici poarta de est, sunt la 2,20 metri deasupra drumului pavat care trece, a scării de piatră care trece pe sub această poartă, pentru că la un moment dat terenul a fost înălțat acolo. Deci această clădire îngropată, între ghilimele, e posibil să aparțină unei faze mai vechi, poate contemporane cu scara de piatră. Ce ne spun documentele despre această clădire? Nu am ce alte imagini să vă arăt, pentru că sunt doar informații din rapoartele de săpătură. Era o clădire din blocuri fasonate, destul de mare, în interiorul căreia a fost găsită o tibie umană cu un lanț pe ea. Din acest motiv s-a presupus că acolo a fost o închisoare sau un beci. Informația este reluată și de cei care au venit pe la mijlocul secolului al XIX-lea acolo. A fost una dintre descoperirile senzaționale care au produs multe povești în jurul ei. În urma acestor săpături a rămas o mare groapă care a fost acoperită în 1980 când s-au făcut lucrări de restaurare în sit și de conservare și ce vedeți acum, acest teren plat ascunde de fapt în adâncurile lui această mare descoperire despre care nu avem alte detalii decât dacă echipa de arheologi de la Sarmizegetuza va relua săpăturile în acea zonă. Mai departe, turnul pentagonal a fost o descoperire de senzație în 1803-1804. Vedeți aici desenul cartografului din planșa pe care am prezentat-o înainte. Nu s-au lămurit foarte bine ce este acolo. Descrierile sunt destul de stranii, se vorbește despre o poartă dublă care nu ne putem imagina pe unde era, se dau detalii care sunt greu de pus în acest moment în contextul pe care îl știm cu privire la acest tur pentagonal. Aici vedeți o reconstituire care aparține lui Mihai Stancu și două fotografii cu turnul pentagonal. Ce este interesant de spus despre acest turn pentagonal este că după 1803-1804 el a dispărut cumva acoperit de pământ pentru că el se află sub taluzul terasei a 11-a. Cei care au venit după austrieci nu l-au mai văzut, s-au văzut doar unele blocuri împrăștiate, mari blocuri împrăștiate pe acolo și a fost o mare surpriză pentru echipa lui Constantin Daicoviciu să-l descopere. Ei crezând că sunt primii care au descoperit, a fost această descoperire. În realitate, turnul fusese descoperit cu un secol și jumătate înainte și desenat și măsurat și într-o stare de conservare foarte bună la vremea respectivă. Deci, iată cum necunoașterea acestei documentații duce la repetarea, redescoperirea unor lucruri obiective deja cunoscute. Templul Mare Circular, n-am să insist aici prea mult, el a fost cercetat la sfârșitul campaniei din 1804 și a atras atenția tuturor celor care au ajuns acolo pe parcursul secolului al XIX-lea, însă informațiile se leagă mai mult de interpretări, pentru că descoperirile arheologice sunt foarte sărace. N-au găsit nimic acolo, în afară de niște cuie. S-au așteptat să găsească măcar o pardoseală, să găsească ceva, niște amenajări, nu le-au găsit. Prin urmare, a rămas o mare enigmă până la săpăturile sistematice, la Demet Teodorescu și la Constantin Daicoviciu, care au evidențiat detaliile, structura acestui mare edificiu. Una dintre construcțiile, cea de-a doua, dar necunoscute, prima a fost cea de la poarta de est, este așa zis, i-am spus eu, fântâna lui Fodor.
Fodor Andraș este unul dintre pionierii pe care i-ați văzut în lista de la începutul prezentării, un medic hunedorean în vârstă, avea spre 70 de ani când a ajuns la Sarmisegetuza în 1000, mă rog, la grădiștea Muncelului în 1844 și a doua oară în 1847, dar era atât de pasionat de aceste ruine, încât a reușit să organizeze două expediții cu caii călare, cu caii traversând creasta Coama, dealul Muncelului, cărând unelte și toate cele necesare. El a săpat în apropierea izvorului, exact în locul în care apa, firul acesta de apă iese de pe terasa 11-a și debușează spre vale. Și a găsit, ce vedeți aici, sunt niște reconstituiri, sigur, construcția putea să arate cu totul altfel, dar din descriere știm că era o construcție rectangulară din piatră fasonată, aici avem o schiță. Un tub de plumb capta apa izvorului. Exista și un jgheap de piatră care se putea bloca la baza acestei construcții, iar în interior se aflau niște blocuri dispuse asemenea unor bănci, spune Fodor. Reconstituirile de mai jos aparțin tot lui Mihai Stancu. Pare să rezulte din aceste informații că acolo exista un fel de fântână publică, un fel de izvor acoperit, a spus Mihai, puteți să-i spuneți cum vreți, o construcție în care apa era captată și apoi îi se dădea drumul la vale, probabil înainte de a fi folosită sau redirecționată, nu știm, pentru că în preajmă s-au găsit și conducte ceramice. Deci informațiile sunt foarte puține, dar știm cu certitudine că acolo a existat o construcție importantă. În momentul de față, dacă reușiți să aruncați un ochi acolo, deși nu cred că se poate, există un tub de plastic și multă vreme acel loc a fost folosit ca duș de către studenții care făceau săpături la Sarmisegetuza. Nu știm dacă au mai rămas urme din această construcție, pentru că apa spală în continuu acel versant, dar probabil că o săpătură, o cercetare foarte minuțioasă poate să mai surprindă ceva din această amenajare. A treia construcție necunoscută, descoperirea ei aparține tot lui Fodor Andraș în 1847, el i-a zis o groapă pietruită. Era o groapă pietruită în sensul că era o construcție circulară din piatră fasonată, adâncită, tot sub nivelul de călcare. Se afla foarte aproape de izvor, la 1,5 metri, 2 metri de izvor, în apropierea templului mic de Calcar. Și în preajma ei se aflau conducte ceramice. Deci probabil că era și aceasta în relație cu izvorul. Am pus aici câteva imagini cu piese descoperite în sit, pentru că aceste piese la un moment dat au fost adunate și puse în această groapă. E vorba de un basorelief roman, o inscripție, inscripția cu arme se numește, este numele legiunii a IV-a Flavia Felix, scrisă cu arme, dar ce vedeți aici, două pumnale curbe, în fine, o să mai vedem această piesă puțin mai încolo, și un altar în epigraf roman, toate au fost puse grămăjoară în această groapă de către pădurar. Piesele descoperite în 1804 au avut diferite destinații, imediat voi vorbi și despre asta, dar piesele grele au fost lăsate în grija pădurarului, care le-a pus grămadă în această groapă. Fodor a crezut că ele sunt în poziție primară, adică acolo sunt de pe vremea dacilor și a romanilor și că acolo trebuie să-i fi fost un loc, poate un templu sau ceva, un loc sfânt. Mai mult decât atât, cercetătorii care au venit ulterior, mă refer la arheologii secolului 20, au crezut că acolo s-a aflat un monument roman, un fel de
trofeu ridicat în urma cuceririi Dacii și a Sarmisegetuzei, plecând tot de la asocierea acestor piese. Asocierea este întâmplătoare, noi știm deja din aceste documente unde a fost găsită fiecare dintre aceste piese și cum a ajuns printr-o întâmplare, prin decizia pădurarului să fie puse la oaltă în acea groapă. Care a fost rostul acestei construcții circulare, nu pot spune, pentru că informațiile sunt puține, pot spune doar că, la fel ca și la cazul anterior, niște verificări în teren, o nouă cercetare ar putea să mai surprindă câte ceva din această construcție, în cazul în care ea n-a fost distrusă întâmplător în timpul lucrărilor de restaurare din 1980. Deci am ajuns la cel mai important punct din întreaga poveste a redescoperirii Sarmisegetuzei, a recuperării de informații, a tot ce doriți dumneavoastră să definiți acest subiect, și anume așa zisa baie romană. Un subiect despre care se vorbește foarte puțin spre deloc atunci când se vorbește despre Sarmisegetuza. Voi insista câteva minute asupra lui pentru că este extraordinar de important și de interesant. În 1803, când minerii aduși de autoritățile transilvanene la grădiștea Muncelului au prospectat ruinele, cele mai vizibile ziduri aflate în picioare la acea vreme erau zidurile acestei mari clădiri, o mare clădire, o vedeți aici în plan cu 7-8 încăperi, nu știm câte, pentru că n-a fost complet cercetată. Pereții acestei clădiri erau în picioare până la 2 metri, încăperile aveau aspectul unor gropi pentru că se prăbușise tavanul și încăperile erau pline de dărâmături și de molos. Muncitorii s-au apucat să golească aceste încăperi, sperând să găsească cine știe ce comori în ele. Și au consemnat, au descris aceste încăperi, cum arată fiecare și ce au găsit în ele. Spre sfârșitul campaniei din 1804 au mai descoperit 2 clădiri, la est și la vest de clădirea principală. Aici avem niște schițe, schița lui Fodor Andraș, o să revin asupra ei, schița lui Neigebauer și a lui Friedrich Müller. Acesta este planul cartografului austriac. Iată, deci, că au găsit una, două, trei, patru, cinci încăperi mari și 2 mai mici, o clădire independentă circulară situată în apropierea acestei clădiri mari, pe care au considerat-o turn, construită tot din blocuri. Totul era din blocuri, vedeți aici niște desene, blocuri de calcar, fasonat, fără mortar. Aici este planul făcut de Constantin Daicoviciu în 1950. N-au știut ce este această mare clădire. Inventarul ei este atât de bizar încât nu au reușit să priceapă ce s-a întâmplat acolo. Când au început cercetările sistematice, subiectul acestei clădiri a fost abordat, evident, printre primele. Constantin Daicoviciu a făcut săpături aici împreună cu echipa lui, a publicat 3 sau 4 rânduri, nu mai multe, în raportul de săpătură și concluzia sa a fost că este o baie romană. Și subiectul a fost închis și de atunci clădirea nu mai a fost, sau zona n-a mai fost investigată niciodată. Deci s-a rămas cu această etichetă de baie romană. Însă informațiile din rapoartele fiscului austriac nu confirmă sub nicio formă această funcționalitate. Nu putem spune nici că este baie, nici că este romană. Nu s-a găsit nimic din ceea ce definește o baie romană, niciunul dintre elementele care presupun încălzire prin pardoseală, fornaces și așa mai departe. Ba mai mult, inventarul acestei clădiri
ridică semne de întrebare suplimentare în legătură cu această atribuire. Ce s-a găsit în această clădire? S-au găsit tot felul de piese arhitectonice, decorative, frumoase. S-au găsit elemente care indică activități metalurgice și s-au găsit piese refolosite din alte clădiri, din zona sacră, după distrugerea ei. Ce vreau să spun pe scurt, pentru că aveți un capitol întreg în carte, dacă vă pasionează acest subiect, este că clădirea nu este construită cu mortar, în ciuda informațiilor lui Constantin Daicoviciu, care spune că este cu mortar. Există o bucățică în care apare mortarul ca o intervenție mai târzie sau ca o reparație. Zidurile, eu am apucat să le văd, acum nu mai este permisă vizitarea. Puteți vedea aici o parte din zidul uneia dintre încăperi. Aici este o fotografie din 1920 și ceva a lui Deme Teodorescu cu o piesă ornamentală care provine din această clădire. O altă fotografie cu zidul acestei clădiri publicată de Vasile Pârvandă, este tot din arhiva de Metodorescu, și încă o fotografie din 2012-11, cred, în vremea când umblam prin ruinele acestei clădiri. Deci clădirea nu este construită cu mortar, ea are în cele trei încăperi principale de pe axul est-vest, în fiecare din aceste încăperi, niște mari structuri circulare, pe una o vedeți aici, din piatră. Nu pot să-mi imaginez ce sunt acelea. A avut cu siguranță mai multe faze, a fost reparată, a fost peticită aici colo cu mortar, a fost peticită cu piese după 106 luate, după ce a fost distrusă, luate din sit. Și la un moment dat, într-adevăr, în interiorul ei au avut loc activități metalurgice. Mai mult decât atât, în afara ei, la un colț foarte aproape de această clădire, s-a găsit, cred că am un slide despre, o să vă las puțin în suspans, ce s-a întâmplat după aceea cu această construcție. Ea s-a ruinat, astăzi ați văzut, se vede foarte puțin din ea, sunt doar câteva rânduri de blocuri comparativ cu ce se vedea 100 de ani, cel puțin 100 de ani înainte. Construcția rotundă a dispărut cu totul pentru că în 1980 a fost amenajat un drum tehnic pentru betonierele care trebuiau să ajungă în zona sacră. Ce vedeți cu linie punctată este locul probabil în care se afla această construcție circulară. Eu cred că cei care au interpretat-o ca turn n-au fost departe de adevăr. La un moment dat a fost acoperită cu un cuvertură de pământ pentru a fi protejată. Astăzi ea este foarte puțin vizibilă. Ce s-a găsit, vă spuneam, la colțul, la unul dintre colțurile acestei clădiri, o grămadă imensă de o tonă și jumătate de minereu, de galenă argentiferă. Bucățile de galenă aveau peste 40 de kilograme fiecare. În 1804 s-au făcut analize asupra acestui minereu, s-a constatat că concentrația de plumb este de 62% și cea de argint de 0,2%. Specialiștii de la acea vreme n-au reușit să își explice, să-și imagineze de unde a fost adusă această cantitate imensă de minereu, pentru că în Transilvania cele mai bogate, să spun așa, în argint minereuri de plumb aveau 0,03%. N-a dispărut de acolo această grămadă de minereu, ea este acoperită de pământ. Mie îmi pare rău că nimeni nu a fost interesat până acum de acest detaliu, mă refer la echipa care cercetează acolo, ar merita să reia acest subiect. Pentru că el este important și în relație cu prelucrarea argintului la daci. Este o dovadă în plus că dacii prelucrau argintul, unii au contestat acest lucru, deci iată un detaliu extraordinar din punctul meu de vedere.
nu o să insist foarte mult asupra pieselor descoperite acolo, pentru că sunt foarte multe, nu sunt neapărat spectaculoase, cu excepția celor din piatră, câteva piese din piatră, dar rapoartele consemnează sute de piese găsite în sit. Iată câteva piese din piatră, cele mai spectaculoase sunt romane, niște altare în epigrafe, acest basorelief care se află la Deva, de care vă spuneam, blocuri cu litere grecești, acesta nu este neapărat descoperit atunci, l-am dat ca model, dar s-au descoperit vreo 30 și ceva de astfel de blocuri în 1803, inscripția cu arme, de care vă spuneam, și o mulțime de alte piese. Piesele din lut nu i-au pasionat prea tare pe colecționarii și cei care au ajuns acolo, pentru că nu erau spectaculoase. Ceramica dacică este pentru noi spectaculoasă, ei nu au dat peste ceramică pictată sau știu eu ce fragmente spectaculoase, însă au găsit în 1803 un fragment din celebrul vas cu inscripția de Cebalus Perscorilo. Ciobul a fost găsit de către același Paul Tărăc, care venind pe coama dealului prin așezarea civilă de vest, a dat de acest fragment, doar ștampila cu Perscorilo, n-a reușit să înțeleagă evident despre ce este vorba, iar în anii 50, când s-au făcut săpături acolo, s-au găsit celelalte 7 ștampile, pentru că în total erau 8, 4 perechi, 4 cu Decebalus, 4 cu Perscorilo. Au căutat și pe luptele, nu l-au găsit, pentru că el, cine știe pe unde a ajuns, fusese descoperit cu mult înainte, în 1803. Și o altă importantă descoperire la capitolul ceramică este o mare conductă ceramică cercetată, descoperită în 1803, vedeți, pe o porțiune lungă, la poarta de est, din care s-au găsit ulterior fragmente prin cercetări arheologice în 2002, 2013, 2011, 1987. Aceste fragmente se află pe același traseu. Nu s-a valorificat nici această informație până acum. Conducta avea probabil un rol de drenaj, pentru că aici avem un ansamblu terasat. În orice caz, o descoperire foarte importantă care merită băgată în seamă. Piesele metalice sunt foarte numeroase, tot felul de cuie, de ținte, de balamale, de cuțite și cuțitașe, mai puțin arme, cele de fier, în primul rând, nicovale, câteva piese din bronz și din cupru, iar la capitolul metale prețioase, unde a fost interesul maxim, nu s-au putut lăuda cu mari descoperiri, cu excepția câtorva monede din aur și a unor bucățele de tablă de argint informe. Nu le-au putut descrie foarte concret. Am enumerat aici câteva aspecte abordate, în special de reprezentanții fiscului austriac, care fiind mineri, metalurgi, mă rog, se învârteau în aceste domenii, au fost foarte interesați de acest aspect, de meșteșugurile care au putut să fie practicate în zona acestor ruine. Ei i-au lăudat pe pietrarii care au construit aceste ziduri, au identificat corect sursele de piatră, de calcar, respectiv de andezit, au identificat chiar și sursa de fier. Ei au fost pe dealul bătrân, au prelevat de acolo niște bucăți de minereu de fier, au constatat că și în sit se găsesc asemenea bucăți. Au discutat o mulțime de alte aspecte, vedeți aici enumerate, nu o să insist asupra lor, sunt foarte tehnice, dar importante pentru noi. Și o să închei această listă de descoperiri cu descoperirile monetare, pentru că de aici a plecat totul. Ce s-a întâmplat de nu au descoperit monede, v-am spus deja, au descoperit câteva piese în 1803, suficient cât să justifice o nouă campanie. În 1804, au găsit fix 12 piese, 12 cosoni, și după două campanii, Paul Tărăc a recunoscut în sfârșit că n-au căutat unde trebuie, că într-adevăr țăranii au avut dreptate, că monedele descoperite de ei
fuseseră probabil ascunse în antichitate, în zone greu accesibile, dar supărarea noastră nu are de ce să fie mare, pentru că cu această ocazie s-a descoperit situl, ruinele. Unde sunt toate aceste piese despre care vă vorbeam? Ele au fost împărțite în categorii și au primit diferite destinații. Piesele de aur și argint au ajuns la cabinetul numismatic de la Viena. Piesele de fier au ajuns, cele care nu erau foarte grele, la administrația Comitatului Hunedoara, care la vremea respectivă și avea sediul la Castelul Corvinilor. Probabil că au fost puse niște saci, eu am pus niște întrebări, nu li se mai poate da de urmă. Piesele de piatră, multe foarte interesante, au rămas în grija pădurarului, unele au rămas în sit, altele au ajuns acasă la pădurar. Nu mai știm nimic de soarta lor, cu excepția acelui basorelief roman, care a fost salvat în 1886, cred, cu foarte mare dificultate, a fost transportat la muzeul din Deva. Prin urmare, încă este de investigat, cel puțin cu privire la acele piese de piatră, ați văzut altarele acelea în epigrafe și ce alte piese mai erau, poate că mai sunt pe undeva prin zonă. Nu vreau să închei fără să vă las aceste foarte frumoase citate ale câtorva dintre pionierii descoperitori acestor ruine, care au fost teribil de impresionați de descoperirea pe care au făcut-o, de locul acesta absolut magic, fabulos, înconjurat de prăpăstii, de păduri amețitoare, de, vedeți, tărâmuri stăpânite de amurguri înfricoșătoare. Sunt reacțiile foarte emoționante în fața acestui oraș necunoscut, fără nume, în jurul căruia s-au țesut foarte multe ipoteze. Cine, când, de ce l-a construit acolo? Am scris un capitol întreg în legătură cu poveștile, cu identificarea acestui oraș, găsiți în carte. Eu voi insista doar asupra unui singur aspect, și anume identificarea cu Sarmizegetuza Regia. Sigur că nu au știut la vremea respectivă că acolo este capitala lui Decebal. Nimeni nu și-a putut imagina, dintr-un motiv foarte simplu. Orașul roman care primise numele foste capitale dacice, Ulpiatraiana Sarmizegetuza, pe care o știm cu toții în zona Hațegului, s-a considerat încă din Evul Mediu, din secolul al XV-lea, că a fost construit peste ruinele capitalei lui Decebal, că doar așa se explică de ce se numește la fel. Inscripțiile apărute din acest sit, vă spuneam încă de pe la 1400-1500, conțineau numele Sarmizegetuza, deci identificarea era clară pentru toată lumea. Acolo a fost cetatea lui Decebal, care a fost cucerită și deasupra s-a construit capitala romană a Daciei. Când au apărut ruinele din munți, toată lumea s-a întrebat ce caut aceste cetăți impresionante acolo. Sigur că nu se găsise nimic dacic în Sarmizegetuza hațegană, dar cărturarii și imaginau că cetatea lui Decebal a fost una din lemn și n-a lăsat urme. Imaginile de pe columna lui Traian indicau însă că ultimele lupte s-au dat într-o zonă montană. Și atunci unii cărturarii luminați au făcut imediat legătura și au spus cetățile din munți, inclusiv cea de la Grădiștea Muncelului, că între timp le descoperiseră și pe celelalte din prejur, trebuie să fie niște cetăți de refugiu ale lui Decebal. Și a rămas această idee multă vreme, până când în perioada interbelică primul arheolog care a cercetat mai serios ruinele de la Grădiștea Muncelului a înțeles că acolo se află capitala lui Decebal, nu cetatea de refugiu, și între timp avansaseră și cercetările la Ulpia Traiana Sarmizegetuza și urmele dacice nu se lăsau nicicum găsite.
Și iată o știre din 1934, când în sfârșit se anunță public, știrea trece și oceanul, se anunță public că în sfârșit capitala lui Decebal a fost găsită, în sensul că a fost identificată în teren, pentru că ruinele grădiște, vă spun, a fost găsită, descoperite în 1803. Deci, identificarea cu Sarmizegetusa Regia se face în această perioadă, 1932-1934, însă multă vreme ea nu este acceptată. Constantin Baicoviciu multă vreme continuă, după anii 50, să numească cetatea cea mare. Abia prin anii 60 admite că totuși acolo trebuie să fie Sarmizegetusa Regia. În sfârșit, este ultimul slide. Am făcut aici un scurt rezumat impactului pe care aceste informații recuperate din documentele vechi impactul pe care îl are m-am încurcat. Deci impactul pe care aceste informații îl au asupra dosarului arheologic Sarmizegetusa Regia. Cu ce ne lămuresc sau ne ajută aceste informații? Ne aduc date despre construcții, clădiri, structuri necunoscute, despre construcții parțial cunoscute. Ați văzut că, așa zis, Baia Romană mai are două clădiri, acest grup complex, pomenită nu doar de Fiscul Austriac, ci și de Fodor Andra și de alții. Structuri cunoscute, dar care au dispărut între timp. Acel turn circular, singurele informații pe care le avem despre el sunt din rapoartele Fiscului Austriac, care descriu cu destule detalii că înăuntru se afla un cuptor cu cenușa pe el și cu tot felul de alte detalii. Astăzi n-a mai rămas nimic din acel turn. Piese inedite, piese cunoscute, dar cu loc de descoperire necunoscut și informații importante despre vechile căi de acces, aspectul peisajului, organizarea teritoriului și alte lucruri de felul ăsta. Ca urmare, aceste informații completează și confirmă unele dintre datele actuale, iar pe altele le anulează sau le reformulează unele interpretări. Cred că abia de acum înainte aceste informații pot aduce o contribuție la dosarul arheologic al Sarmizegetusei Regia dacă vor fi verificate în teren, pentru că nu putem rămâne doar la date, informații consemnate acum 200 de ani. Este absolut obligatoriu ca ele să fie verificate în teren ca să capete veridicitate.